Bună seara, bine ați venit la webinarul Analiza Pieței de astăzi. Acum avem și sunet. Sper că este confirmat, am văzut ceva întrebări. Așa că putem să începem fără probleme. Un preview al seriei de webinarii dedicate conceptului IM Trading, Not Gambling, care va urma în următoarele două luni. Va fi o surpriză pentru dumneavoastră. Ca de obicei, vom avea parte, cel puțin ce mă privește pe mine, de analiză tehnică pură, da, fără indicatori și alte chestii din acestea, doar timp, preț, structură, teorie și practică, evident, și pentru că am vorbit de aceste lucruri, o să începem cu SP500 până să ajungem la euro-dolar și să ajungă toată lumea astăzi. Ok, o să revin la graficul daily, care ne arată, spun eu, destul de clar, este și o continuare, cred că este și o continuare a articolului de astăzi, în care poate puțin controversat titlul ales de mine. Spuneam ceva de genul de ce să fim încântați de prăbușirea burselor. Cred că un declin de aproximativ, eu știu, 10% luând în considerare indicele SP500, ne-ar putea ajuta să lămurim mai mult, să lămurim această dilemă a trendului. Aveți articolul în ultimul raport de astăzi și pare destul de clar că avem de-a face cu o corecție de tip ABC, o structură ce arată ca un ABC, însă și evident că ar putea să aducă un nou minim. Ar avea nevoie de ceva timp să se dezvolte și o să vedem imediat când factorul timp ne indică un posibil minim. Dar am mai discutat acest scenariu și această tehnică, o vom dezbate mai în detaliu, mai mult teoretic în următoarele două luni. Este foarte simplu, urmărim structura, da? Timpul și prețul pentru a identifica oportunități de tranzacționare, pentru a ne poziționa în trend cu risc limitat, al părăsi pentru a părăsi acel trend ulterior când devine supus riscului evident. Presupunerea mea este că vom avea un nou minim între 1800 și 1700 și o să vedem, da, dacă am spus când, o să vedem aproximativ perioada cea mai probabilă, dacă spunem unde, o să încercăm să găsim locul cel mai probabil, prețul mai exact. Undeva între 1800 și 1700, urmat de o revenire. Care revenire? Evident, poate reprezenta un maxim descendent într-un pattern de distribuție, așa cum am mai discutat pe graficul weekly, minim, maxim descendent într-un pattern larg de distribuție, un fel de triplu top, sau un rally de epuizare. Acum depinde cum se va comporta prețul și ce daune va cauza trendul în momentul în care va atinge un nou minim. Extensia normală, da? Când vorbim de o corecție, nu avem în vedere doar trendul de la minim la maxim și urmărim efectiv o retragere procentuală și urmărim și o extensie procentuală, da? Pentru că o corecție în general este ABC. Da? Avem un A care stabilește un minim, un B care stabilește un minim descendent și un C, un val C, un nou minim, care ar putea să ajungă, sau în mod normal, extensia este de 25%. 25% ar însemna pragul 1800, pragul psihologic. O să pun un zoom aici ca să vedem mai exact unde ar fi acest 1800. 1800 este sub minimul 1820 din octombrie. Vă aduceți aminte de acel
val de panică. Deci cu o extensie normală de 25% ne-am duce cu un minim undeva în zona 1800. Acesta ar putea fi un minim marginal, adică ar fi imediat cumpărat. Minim, da? Sub minimul precedent, îl vedeți aici în stânga, deci undeva 1800, ceva mai jos. Aceasta ar fi corecția sau extensia minimă pentru acest val C și totodată corecția minimă pentru trendul nostru ascendent. Și în general, iată, contrazicem aici o regulă. Când am intrat într-o poziție, nu este indicat să stabilim nivelul take profit la nivelul maximului precedent. Cam așa se spune, sau sunt multe teorii, sau mai degrabă este folclor. Da? Mergem cel puțin până la 25%, să spunem, în condițiile unui trend slab. Acel 25% ar putea fi acel minim marginal care ar putea genera un exhaustion rally. Deci cam așa aș vedea acest scenariu. Dacă avem doar un minim marginal până la 1800 sau puțin sub el, ar putea să urmeze un rally destul de agresiv. Acum avem o mișcare, posibilă mișcare de capitulare a corecției, nu, din moment ce avem ABC și avem un nou minim. Este posibilă capitularea acestei corecții. Deși ar putea să fie mai mult de 25%, adică am putea să mergem pe principiul extensia egalează corecția, și la corecție aici mă refer la, într-un fel, corecția corecției, dar să-i spun mai degrabă counter trendul împotriva mișcării descendente, să fie mai clar, da? Deci acest counter trend ar putea să egaleze această extensie, ar putea să egaleze acest counter trend care a fost la 50%. Deci adăugăm 50% în puncte, ar însemna 144 de puncte. De ce? Pentru că știm noi că am avut un declin de 288 de puncte urmate de corecție de 50% la 144 de puncte. Deci din maxim până în acest maxim descendent avem 144 de puncte. Evident, cunoaștem și continuarea, faptul că acest minim a fost atins la 96 de zile sau 2 pe 3 din acest square de 144, destul de prezent în piețele financiare, ca parte, să spunem, din metodologia GAN, pe care, cum am spus, o vom dezvolta mai bine în cele 2 luni, octombrie și noiembrie. Am trasat data trecută câteva astfel de extensii. Practic am adăugat încă un bloc. Când vorbim de această teorie, extensia egalează corecția, pur și simplu prelungesc cu aceeași distanță și am o extensie de 50%. În general este extensia maximă pentru un trend. Așa că atunci când vorbim de o maximizare a profitului, am intrat pe un trend, da, și așteptăm noi posibile maxime. 50% este o țintă, adică dacă am minimul și maximul precedent, cum ar veni continuare până la 150% și sub el, aș putea să-mi plasez niște take profit-uri. Ar putea fi potențialul maxim la care pot spera, iar minim undeva la 25%. Deci există această posibilitate și o să vedem imediat de ce, nu doar pentru că am avut această corecție, dar mai există și mai multe argumente. Ceea ce putem spune este că din punct de vedere al patternului, al trend patternului, un nou minim, acest următor, probabil nou minim, nu este departe și poate fi unul marginal, cum am spus, sub 1820 spre 1800. Aș bănui că puțin peste. În general, dacă așteptăm un minim la 1800, el nu-l atinge și avem un minim precedent la 1820, undeva ar putea să vină între. Sau
Dacă avem mai mult decât o extensie normală, undeva ne-am putea duce spre 1735-1740, ca să fiu mai exact, adăugând încă un bloc la acest trend pe care îl avem aici de tip A, B și probabil C mai jos. Observăm și graficul weekly. Aș putea să mă ales puțin aici. Ok, graficul weekly. Ce ne indică nouă un reversal week am avut acest top și ne aducem aminte că a fost la, dacă nu mă înșel, 120 de zile față de top. Ideea este că acest reversal week a găsit continuare, ceea ce este un semnal de continuare bearish. Și totodată observăm un suport foarte clar la 25%, o retragere de 25%. Ea este de fapt retragerea normală, da? La fel cum avem extensia normală, avem și corecția normală. Iată, este puțin mai jos. Ceea ce spuneam, nivelul 1730 și ceva, 1740. Cam în acea zonă avem pragul normal de suport cu roșu mai îngroșat. Sunt blocurile de blocurile de 144 de puncte, 144, 144. Da, și ar putea să urmeze încă 144 în jos. Este o probabilitate. Eu aș spune că probabilitatea maximă, în cel mai rău caz, în ciuda zvonurilor care sunt, cred că maximul acestei corecții va fi, maximul însemnând cea mai adâncă, da? Undeva spre 1700, dar nu la 1700, da? Ce mai probabil undeva pe la 1730. Și din punct de vedere al timpului, o să vedem undeva spre jumătatea lunii octombrie. Observăm pragul de 25%, deci putem considera că nu, da? De aceea ne gândim la posibilitatea ca această corecție să arate o mișcare de capitulare, pentru că avem structura, un ABC clasic, pentru că avem posibile ținte de preț normale, de altfel, ar fi ceva neobișnuit să avem o corecție de 25% după o astfel de campanie, nu. Avem linia de trend, deci am putea să spunem că trendul ar fi încă intact din multe puncte de vedere. Acum rămâne să vedem și mișcarea, cum va fi, cât va dura, dar pronosticul meu, prognoza mea, să spunem, este că vom avea un minim, fie minim marginal, fie da, undeva la 1800, fie spre 1700, un minim mai adânc. Funcție de natura acestei extensii, să vedem și rapiditatea ei, să vedem ce se întâmplă în momentul în care atinge imediat un nou minim, dacă el va fi imediat cumpărat, dacă va avea un reversal, sau dacă el va intra mai adânc puțin sub el și apoi va urma o corecție foarte slabă, asta ne va indica o continuare spre 1700, care ar putea fi acea mișcare de capitulare a corecției și ar fi urmat de o reluare a trendului ascendent. Și am mai discutat de ce și unde și avem un grafic mai clar chiar în articol și l-am menținut pe acesta pentru că da, chiar aici am adăugat, dacă vă duceți puțin în spate în articole, vorbim de acest scenariu din momentul în care prețul încerca să crească, dacă vedeți aici este adăugat pur și simplu ce s-a întâmplat după, pentru că vorbim de acest scenariu când prețul testa acest prag 144 cu mult timp în urmă, nu știu, vreo 2-3 săptămâni în urmă. Vorbeam atunci de un maxim marginal, iată acesta este un maxim marginal, între, da, peste maximul precedent, dar sub minimul anterior, da, în zona aceasta, să lase un spațiu bearish. Când trendul, cum avem un trend descendent, dacă el este puternic, atunci nu testează nivelul precedent și lasă acest spațiu bearish. Da, și atunci vorbeam de acest scenariu maxim marginal
spre 2020 și continuare descendentă, continuare descendentă pe care am avut-o, o avem și care ar trebui sau ar putea să se ducă undeva în această zonă descrisă de mine cu galben, pentru că avem două cicluri de timp în desfășurare, după cum vedeți aici, cel de 90 și posibil 180 de zile cu 360 de puncte, de exemplu, da? Sau cel de 144 de zile cu 288 plus 144, faceți dumneavoastră un calcul, da? De trei ori mai multe puncte. Și ar fi undeva această zonă. Acum să vedem care din cele două cicluri va fi mai puternic. Nu sunt diferențe mari, în sensul în care avem 144 de zile, avem și 135 de zile care poate să însemne destul de mult, adică 90 plus 45 vine pe 2 octombrie. La 2 octombrie pică în weekend, dacă nu mă înșel, 2 octombrie, așa că lunea viitoare ar putea fi importantă. Ar exista premizele unui minim, dar la 135, da, poate chiar mai devreme decât 150 marcate de mine, și avem și extensiile de preț. Acum am spus undeva spre 1800 sau spre 1700, din multe puncte de vedere, analizând trendul integral, campania bull și trăgând retrageri, analizând această corecție, această mișcare descendentă și trasând extensiile, analizând legătura dintre preț și timp sau așa numitul squaring, și ne duce undeva spre acele zone favorabile. Acum să vedem și dezvoltarea pattern-ului, dar ceea ce ne-am dorit s-a întâmplat, minimul marginal, continuarea, am văzut și pe graficul weekly ce s-a întâmplat. Am văzut în ultimul articol detaliat. Pe graficul weekly am văzut acel reversal week, care a găsit și el continuare. Așa că scenariul principal, continuare descendentă cu minim în octombrie, în perioada am văzut, dintre 2 octombrie până spre încă vreo 9 zile, 12-13 octombrie, putem avea un minim. Aș vrea să văd o mișcare descendentă consistentă, fără ezitare. Și acolo va fi adevăratul test, să vedem dacă încă mai avem valabile sau mai există în piață mentalitatea de tip buy the dip. Da? Vom vedea cum vor reacționa cumpărătorii în momentul în care se atinge un minim important. De ce? Pentru că știm, într-o campanie bull, investitorii pe termen lung profită de aceste corecții intermediare și, în general, de breakdown-uri, profită de acele așa numite străpungeri false pentru a acumula și a continua trendul. Ei au nevoie de contraparte, nu de unde se cumpere, din aer nu poți să cumperi, ai nevoie de vânzători și acela este momentul fericit. Da? Cumperi de la vânzătorii pe termen scurt, mediu. Acela va fi testul suprem. Sper că este clar, le vom relua așa pas cu pas și mai mult teoretic în webinarele de săptămâna viitoare, adică voi dedica, 3-4 webinarii să discutăm despre factorul timp, vom dedica 3-4 webinarii despre cum pur și simplu tranzacționăm de la graficul de 5 minute până la graficul weekly sau monthly, da, doar graficul cu bare, doar urmărind pattern, ce înțelegem din el și cum acționăm. Poate că pare complicat aici la mine, dar eu îl aglomerez puțin tocmai pentru ca să fie clar, eu nu aș avea nevoie de așa multe detalii, ci pur și simplu de mici însemnări. Să știm exact range-urile, să știm exact vârfurile, unde pică, ce timp avem, câte zile avem și ce structură avem. Asta e tot ce ne trebuie, mai puțin cu indicatorii, pentru că ei nu aduc prea mult beneficiu. Da. Pot fi filtre și cam atât. Pentru maximizarea profitului, pentru
minimizarea pierderii, ceva de genul acesta. O să trecem la aur, pentru că tot am discutat de el destul de intens zilele trecute, și anume niște zvonuri, adevărate sau nu, poate doar propagandă, să zic așa, faptul că mari rechini, să le spunem, au început să acumuleze poziții de cumpărare pe aur. Și chiar înainte de aceste zvonuri, chiar în webinarul de data trecută, vorbeam noi de acel pattern pe gold și de faptul că ceva se pregătește acolo, este vizibil din grafic. Nu avem nevoie de inside information, cum se crede, dar trebuie să știi, să cunoști, să nu o să te sune niciodată solo și să spune ce faci. Nici el nu are de unde să știe ce se întâmplă. Apar doar tunurile, dar rateurile pe care oricine le dă orice fond din lumea aceasta, acestea nu sunt făcute publice. Și clar că întrebarea este când vor răspunde aurul și argintul la fundamente. Dar pe lângă acest scenariu pe care l-am identificat noi, gold monthly, am discutat de la graficul monthly, de faptul că prețul ajunge la 50%, a pierdut linia de trend și ar putea să o recupereze, ar trebui să o recupereze pentru un scenariu bullish și ar trebui să rezolve pozitiv acest pattern. Am văzut că începe să se miște și asta este important, se va mișca mult mai rapid, pentru că de fiecare dată, pot să spun, acest tip de pattern generează mișcări rapide în sus sau în jos, în direcția în care pattern-ul în sine este rezolvat. Fie aduce o mișcare de capitulare, eu cred mai puțin probabil, fie o rezolvare pozitivă și o continuare ascendentă. Marea grijă să nu fiți surprins de astfel de mișcare, pentru că este rapidă. În sus sau în jos este rapidă, mai ales în jos, pentru că nu-ți mai dă posibilitatea să ieși. Adică ai breakdown, dacă te-a surprins, corecția este foarte slabă, te-a surprins acolo, s-ar putea să urmeze acea capitulare a trendului descendent și nu-i bine să fii surprins de astfel de mișcare. Deci graficul monthly este clar, avem pattern-ul, să vedem cum va fi rezolvat, avem un minim ascendent, sperăm să găsească o continuare, am avut un counter trend aici, care a intrat în swing-ul precedent, deci sunt ceva indicii pozitive, să vedem dacă vom avea o succesiune de minime și maxime ascendente, avem nevoie de un breakout, cum spuneam și data trecută, avem nevoie ca prețul să recupereze linia de trend și pragul 1180, ceva de genul acesta. Nu mă repet, pentru că am discutat de nenumărate ori. Urmează ceva important și când pe aur se pregătește ceva important, înseamnă că se întâmplă lucruri în spate și pe alte clase de active, pentru că este și normal o explozie a aurului acum, dar o creștere a prețului ar trebui să ar fi însoțit obligatoriu fie de o depreciere a dolarului sau de un colaps al burselor. Sau cine știe, poate vom avea o mișcare de capitulare în jos însoțită de o mișcare de epuizare pe bursele de acțiuni. Dar la ceea ce vreau eu să fac referire este aur versus argint și la acest raport dintre cele două. Am vorbit despre el și data trecută și ulterior am văzut că au apărut și de aceea am și luat această analiză ale unui anumit case și nu mai știu cum, n-am auzit de el, dar practic îmi confirma ceea ce discutasem și noi aici luna trecută și de aceea am publicat aceste date și anume raportul de 80 la 1 dintre cele două. El spune că ar ajunge la 20 la 1 sau că ar putea să ajungă la 20 la 1. Și observăm aici, în acest grafic, avem gold, raportul dintre aur și argint și observăm că din 97, 2007, 2008 ani, la 7-8 ani, vedem acest
pic, acest maxim, care ar putea să se producă și acum sau în curând. Ce înseamnă asta? Ar însemna nu neapărat că aurul pică și că argintul crește. Cele două sunt corelate. Ritmul de creștere este altul. Adică argintul ar fi mai performant decât aurul din punct de vedere procentual. Și ar fi și normal să se întâmple asta. Nu așa? Ele ambele s-au depreciat, dar argintul s-a depreciat mai rapid, cu un ritm mai accentuat. Dar pentru cei, asta ce înseamnă? Că, nu știu, un investitor mai agresiv, probabil le-ar cumpăra pe amândouă când ar apela la o diversificare, dar s-ar expune în aceeași direcție, să spunem. Mai pe când un vânător de arbitraje, de data aceasta vorbim mai mult de un arbitraj sintetic, ar proceda invers, ar vinde acest raport într-un fel. Până la urmă despre asta e vorba. Ar vinde aur și ar cumpăra argint. Și am aici un grafic din MetaTrader 4. Dacă nu știți cum să faceți acest lucru, cum să suprapuneți, să comparați practic evoluția două instrumente, trimiteți un mail și o să vă trimită un coleg de-al meu indicatorul overlap sau cam ceva de genul. Puteți să-l găsiți și pe internet, l-au adăugat în platforma MetaTrader 4 și atunci veți putea compara două parități. Și ar putea fi interesant, nu? O acțiune cu un indice sau două sectoare sau două acțiuni din aceeași categorie, care în mod normal sunt corelate. Aici avem aurul și argintul. Am întrebări, dar cred că le-am scăpat. Da, domnul Radu Florin, apar întrebările, doar că nu am stat eu tot timpul să le zic. AB egal cu ce? 100% la 1,25? Ar putea fi, cum am spus, la 1,25 ar fi minimă. 1,25, maxim aș pune eu 1,50. Și am văzut și unde ar fi punctele. Deci adăugați aici indicatorul overlap și el ne arată ce? Faptul că această, iată, performanță superioară a aurului ne indică nouă că la un moment dat, asta este, că nu știu, s-ar putea să se mai lărgească puțin, dar după cum ne arată trecutul, este o chestie mai degrabă temporară. Acum, nu știu ce să spun, poate o să dispară argintul de pe fața pământului, nu știu, orice e posibil. Dar probabilitatea mai mare ca la un moment dat acest gap a generat o performanță relativă, dar să se mai închidă. Ce ar trebui să se întâmple? Poate se apreciază ambele, dar argintul se apreciază mai repede. Sau poate se depreciază ambele, dar aurul se depreciază mai rapid. Deci sunt ambele variante luate în considerare. Însă pe un arbitrajor din ăsta, dacă pot să numesc așa, nu-l interesează foarte mult că ambele se depreciază sau că ambele se apreciază, pentru că nu se expune nici long pe aur și argint, nici short pe aur și argint în același. Nu. O vinde pe una care este sus, care a performat mai bine aur, și o cumpără pe cealaltă, care este jos, argintul. În ideea că, la un moment dat, raportul nu va mai fi atât de mare. Momentan este undeva la 80, dacă nu mă înșel eu. 1140 versus 15. Cam pe acolo. Și ar putea să se reducă. Acum nu știu dacă va ajunge la 20 sau nu. Nu știu, dar ideea este că dacă, da, va fi să avem o revenire a metalelor prețioase, am putea spune că argintul are ceva mai mult potențial și ar putea să fie mai performant decât aurul. Dar, iată, și eu altfel
de oportunitate, cum am spus, este un arbitraj sintetic, nu unul clasic, să spun așa, între un futures și un spot. Acolo ar fi, acolo am putea vorbi de acest arbitraj și apar, bine, sunt oportunități care apar mai rar și apar atunci când trendul este puternic ascendent. Da. Pentru că nu mai sunt de așa, nu mai sunt atât de interesante atunci când toată lumea câștigă, când sunt oportunități din piață. Sau când piețele stagnează sau scad, nu mai ai așa multe oportunități, mai ales în ceea ce privește acțiunile și atunci se profită de orice posibilitate din aceasta de arbitraj. Și evident, că mulți le vânează și le tranzacționează, randamentele oferite de ele sunt mici, apar și mai rar și oferă randamente mai mici. Noi ne-am uitat la aur și la argint și la încă o chestie interesantă pe care o puteți face în platforma MetaTrader 4. Dar cu un simplu indicator. Dacă vă ajută, este bine. Sau e posibil să vă ajute și să vă folosească pe mai multe, chiar și pe perechile valutare. Dacă Fed mărește rata dobânzii, eu nu știu dacă ce s-ar întâmpla. Nu cred că nu s-ar întâmpla mai nimic, pentru că oarecum o majorare a dobânzii în octombrie sau decembrie ar fi cam inclusă în preț, așteptată. Nu prea mă bazez pe aceste zvonuri, mă uit la grafic și mi ajunge. Probabil că până atunci vom avea mai multe indicii din partea patternului. Și vom ști dinainte ce va face Fed sau, mă rog, nu prea ne interesează ce va face Fed. Ne interesează cum o va percepe piața. Și acolo trebuie să ajungem. Noi trebuie să identificăm ce urmează să se întâmple, da. Cum vor gândi alții sau ce vor aștepta alții în perioada următoare. Nu ce va face Fed. Când vom afla noi ceva ce Fed va afla toată lumea. Ce va mai conta? Nu va mai conta. Va conta aproape deloc. O să trecem și la euro-dolar. Deci este ora 7. Deci iată avem aspecte interesante și nu întâmplător am început cu SP500 și cu aur. Pentru că îmi par mai interesante acum decât euro-dolar care pare așa indecis. Încă nu știm dacă va profita sau nu de această șansă. Vorbeam nu doar de un webinar, cred că de două webinari de când am reînceput în această toamnă, de ultima șansă pentru euro-dolar de a relua trendul descendent la 90 de puncte și 180 de zile. Deja a arătat ceva semnale, ezită, iată, avem succesiune de minime ascendente. Chiar și așa spuneam că în cel mai rău caz pentru euro-dolar ar fi o retestare a minimelor sau a medianei sau a minimelor, dar nu o reluare de trend descendent. Sau poate nu o văd eu, dar începând la aceste ultimele 90 de zile, cum am spus, nu am mai văzut un interes prea mare la vânzare, presiune la vânzare, și mai degrabă am văzut semnale de acumulare și ca atare am mers pe ideea că această consolidare are șanse mai mari să fie una de acumulare, adică are șanse să devină o bază pentru un trend ascendent. Am spus minim 1,22 sau mă rog, 1,22 ca și țintă. 50% din trendul descendent. Mi se pare dubios faptul că, iată,
pur și simplu nu a continuat în direcția trendului dominant. A început, nici măcar după 180 de zile, iată. Mi se pare dubios, avem un trend principal de 360 de zile și apoi să avem o consolidare mai mare de 180 de zile și apoi să continue puternic, da? De aceea încă îl aștept să văd ce se întâmplă. Nu văd o rezolvare, dar doar la acest aspect mi se pare oarecum bullish. Faptul că ezită să-și continue declinul. A avut o tentativă într-un moment cât se poate de prielnic. Da. 1 pe 4 din timp, 1 pe 4 din preț. Aveam și un micuț pattern, dacă vă aduceți aminte, care a fost rezolvat. Cele trei vârfuri, cele trei trusturi. L-a rezolvat, s-a dus în jos, corect, cu corecție foarte slabă, dar vă aduceți aminte acele gap-uri de după Grecia care au fost cumpărate, deși atunci cel puțin eu m-am schimbat din bearish. Aveam un sentiment foarte bearish în acest punct. Prin definiție, dar vorbeam de un scenariu bearish aici. S-a confirmat, dar pe parcurs nu mi-a plăcut modul în care evoluează, corecții mai mari, din ce în ce mai mari, ceea ce este neobișnuit într-un trend descendent să ai corecții din ce în ce mai mari și impulsuri din ce în ce mai slabe. Asta e un semnal că sunt din ce în ce mai puțin vânzători, din ce în ce mai mulți cumpărători. E un semnal că acel capital eliberat, acele marcări de poziții nu au mai intrat în direcția trendului, deși era o oportunitate, discount 25%, nu? O oportunitate foarte bună să reintri în trend, ceea ce nu s-a întâmplat și, în consecință, a arătat o bază la mediana range-ului și o serie de minime ascendente, un semnal de forță cu acel spike în sus care nu a ținut. Urmat de o evoluție laterală pe care o avem aici, nu foarte multă volatilitate și încă această dilemă care se joacă puțin cu noi. Am văzut un reversal după tentativa aceea de creștere de după ședința Fed. A găsit continuare pentru o zi, 2 zile, apoi a urmat un counter trend slab. Deci de la acest counter trend slab, da, avem aici cred că este un inside, nici nu-l văd prea bine cât este nimic. Este un outside, da? Este un outside. Deci avem un counter trend de 2 zile, după declinul de 3 zile, da? Avem, iată, rally, un large reversal day. Avem un declin de 3 zile. O corecție, practic, haideți să o numim corecție. Da, și apoi, sau nu neapărat, și apoi vine acest outside day din nou și o continuare ascendentă. Deci avem încă 2 zile în sus, 3 zile în jos, 2 zile în sus. E, dacă trendul este descendent, ar trebui să găsească imediat o continuare. Ar fi neobișnuit ca după 3 zile în jos, continuare normală după acel reversal, da? Avem reversal, continuare jos, deci în total 3 zile. Și apoi corecție slabă de 2 zile. Ar trebui să rămână acolo. Am avut o zi descendentă, a lăsat un minim descendent, s-a închis până la urmă tot unde a deschis și iată o continuare ascendentă. Asta îmi pare mie un semnal mai degrabă bullish, adică ar fi trebuit să avem o continuare descendentă, ar fi neobișnuit, nu în aceste condiții, iată ca prețul să revină ascendent și chiar să atingă noi maxime. Ar fi neobișnuit și aș spune eu că dacă asta se întâmplă, dacă ziua de azi se duce undeva și se închide spre maxime, este un semnal bullish. Și dacă depășește și
maximul de aici, fără să o facă printr-un reverse day sau ceva de genul acesta, care ar fi destul de puțin probabil, ar fi un semnal de forță, ar indica o posibilă bază mai sus, un suport la un nivel superior, o continuare după aceste minime ascendente și ar indica un rally. Cam așa l-aș vedea. Da, probabilitatea este mare, dar știți cum este. Cu cât potențialul e mai mic, normal că și riscul e mai mic. Potențialul este direct proporțional cu riscul. Ce e confortabil, nu e profitabil, vorba aceea sau altă discuție de asta. Cei mai prudenți așa, în această situație, pe aur și argint, merg pe arbitraj. Cei curajos sau nu neapărat curajos, că nu trebuie să fii curajos, că poți să le iei pe ambele în portofoliu și să ai un stop mic sau chiar un stop cumulat care să fie din nou prudent, dar ești expus într-adevăr în aceeași direcție. Da? Poți să mergi și pe aur și pe argint și să ai în total 2-3% risc. Atunci tot prudență este. Dar ai potențial mai mare dacă, evident, cu posibilitatea de a marca o pierdere pe ambele. Acum depinde de fiecare. Eu v-am prezentat-o ca și alternativă, să spun așa. În momentul de față, nu mi-ar părea sincer atractiv acest arbitraj acum, pentru că văd potențial în cele două. Și atunci aș căuta să profit de un posibil, să spunem, posibil minim, sau acum, sau poate mai jos, și nu aș merge acum pe ideea acestui arbitraj. Deci cam așa și cu eurodolarul. Înclină, după părerea mea, faptul că pur și simplu continuă să consolideze, să stagneze, este anormal pentru trendul descendent, într-o oarecare măsură. Vedem o serie de minime ascendente, vedem tentative tot mai dese de breakout, este 1.13. Vedem pattern-ul. Iată aici, luând doar aceste situații, aceste ultime 5, 6, 7, 7 zile, da? Și le mai spunem. Breakout, reversal, 3 zile descendente. Mă, normal, dacă trendul este descendent, dacă ai 3 zile descendente, poți să ai o corecție slabă. Deși corecție după 3 zile nu arată trend puternic. Ok, să spunem că e o corecție, nu e un trend foarte puternic. Ne așteptăm în cel mai bearish caz la testarea minimelor, să spunem. Deci, am 3 zile, poate să am o zi, să am 2 zile, mai puțin, dar dacă, iată, am 2 zile de corecție contra trend, la 50%, destul de mult. Și apoi am o tentativă de reluare care nu găsește continuare, iată cum s-a întâmplat cu ziua de ieri. Dacă ziua de astăzi se duce în sus și mâine depășește maximul de săptămâna trecută pe acest vârf, atunci pentru mine reprezintă un semnal de forță, adică înclină probabilitatea în favoarea unei continuări ascendente acest lucru, această evoluție. Indică o posibilă bază, suport la acest nivel. Poate va fi o explozie, poate prețul va mai continua, nu? Poate va face ceva de genul acesta, va continua această evoluție, un fel de triunghi de pungi, da? Și apoi vom avea un breakout. Dar ce se întâmplă aici cu pattern-ul, nu prea îmi place pentru scenariu de scenă. Mai ales că așa cum spuneam,
ar cam fi ultima șansă pentru eurodolar să continue. Am logic, nu? Dacă ai trendul și perspectivele sunt că bearish, da? Pentru ce să aștepți atât de mult timp? Te poziționezi în direcția mai probabilă a trendului, nu? Dacă trendul este încă în sau are încă potențial. De aceea spun că am ceva sau observ ceva semnale, sunt suficiente indicii pe aici care parcă nu ar mai susține acest scenariu descendent și în niciun caz unul, sau mă rog, în niciun caz, foarte puțin probabil unul cu o continuare agresivă, chiar, nu știu, și 25% mai jos, adică încă vreo 900 de puncte mai jos. De ce nu a făcut-o mai devreme? Nu? De ce nu a făcut-o la 90 de zile? A avut motive tehnice și fundamentale atunci. Nu a făcut-o nici după ședința Fed. Și atunci, bine că se spune că e un oarecare echilibru, în sensul în care nu prea se mișcă așteptările în ceea ce privește diferențialul de dobândă. Așteptările în această direcție rămân oarecum constante. Nu avem indicii, date, evenimente care să-i facă pe traderi să anticipeze o evoluție a diferențialului de dobândă în favoarea uneia dintre cele două. Deci e vorba de dinamică, nu neapărat care îți oferă mai mult. Dinamica lui. Dinamica diferențialului de dobândă, că asta înseamnă euro-dolar. După asta se mișcă el. Și atunci, iată, cu această, să spunem așa, politică mai degrabă neutră, nici prețul nu mai arată cine știe ce volatilitate. Dar încă o dată nu cunosc foarte bine sau, mă rog, sunt prea interesat de partea fundamentală și încerc din grafic să văd ce se întâmplă. Și există aceste scenarii. Acum să vedem dacă se confirmă. Nu vrea să profite de oportunitatea de a continua evoluția descendentă din acest punct de rezistență, 900 de puncte, 180 de zile, da, 1 pe 2 ca timp, 1 pe 4 ca preț, prețul e bun, adică putem spune avem corecție normală, nu mai mult de corecție normală. De aceea, vă aduceți aminte, pe parcursul acestei mișcări mergeam pe ideea aceasta și normalul. Mă spunem dacă e o bază pentru un trend ascendent sau este o corecție intermediară slabă. De aceea spuneam slabă, corecție intermediară. Pentru că vine împotriva trendului principal, dar doar la 25% și atunci este slabă. Este slabă din punct de vedere al prețului, dar din punct de vedere al timpului nu este deloc slabă. Mai avem puțin, nu? Și avem o consolidare care a durat cât a durat trendul. Nu știu, poate n-am luat eu toate graficele de... Dar nu prea am văzut așa ceva. Dacă ați văzut dumneavoastră, eu nu prea am văzut un astfel de pattern. Da, sunt mai degrabă incertitudinile pieței. Pentru că noi, de fapt, tranzacționăm percepții, nu? Și piața nu vede această dinamică evoluând într-o anumită direcție cu o anumită consistență. Nu așteaptă modificări semnificative ale diferențialului de randament pe care îl avem acum. Nu așteaptă mișcări importante. Probabil vede o menținere acestor politici sau, mă rog, un 0,25 în plus nu înseamnă mare lucru. La unul vorbim de ceva semnificativ, nu de un 0,25, așa, hai că v-am dat, am normalizat, am luat măsuri. Și mai luăm una peste jumătate de an, dacă mai luăm și am ajuns la 0,5.
ce înseamnă 0,5. Vă aduceți aminte, era exact ceea ce se întâmpla cu euro, când era dobândă undeva pe la 0,5 sau. Faptul că ECB reducea dobânda cu 0,25 nu semna nimic, nu conta. Piața era interesantă dacă va fi ceva adițional. A fost, cum s-a confirmat ulterior. De aici, asta interesa piața, nu 0,25 în plus sau minus. Asta avea impact limitat. Pentru că s-a ajuns ulterior ca impactul măsurilor de quantitative easing să facă așa un fel de dobândă, să-i spun, sintetică sau ceva de genul acesta. Efectul e la fel ca atunci când spui că este o temperatură afară, dar resimțit, efectul resimțit este mult mai puternic. E așa și cu dobânda. Spui că e o dobândă pe euro care o ai, dar efectul politicilor monetare o face să fie resimțit la minus 4%. Asta a dus euro puternic în jos și nu ceea ce se întâmpla înainte, 0,5, 0,25, 0,25, 0,10 sau... Nu, aia nu conta foarte mult. Așa și cu Fed-ul. Că e 0, că e 0,25, asta nu va conta. Dacă e cu țărita 0,25, după aia mai sunt vreo 7 luni, nu, efectul nu va fi unul considerabil. Și spuneam ca o morală așa după ultima ședință, n-ar fi exclus ca de fapt Fed-ul să abandoneze acest plan în viitor și să ne mai pregătească vreo rundă. Și atunci să vedem efect pe dolar. De aceea spun că nu aș avea prea multă încredere în Fed. Ăștia nu s-au ținut de cuvânt niciodată și au luat întotdeauna măsuri doar în favoarea băncilor de investiții și vor face tot ceea ce se va putea să păstreze trendul în acțiunilor, al indicilor bursieri sus și să nu declanșeze vreo panică. Așa că, din motive, să-i spun, mai degrabă psihologice, pentru că nu neapărat analizez date sau folosesc modele economice, matematice, care să-mi indice cine știe ce scenarii, voi urmări această oportunitate. Mi se pare mai atractivă în momentul de față să identific o oportunitate de long. Cu aceste două condiții. Să văd că ezită, să văd niște evidențe clare, că nu mai are putere să se ducă în jos. Și parcă începem să le vedem, să le revedem, pentru că am mai văzut, începând de aici. Da. Deci până aici n-am avut aceste evidențe. Observați și de ce. Observați trend ascendent, chinuit, bla bla bla, cădere puternică. Trend ascendent, chinuit, am avut aici acest struggling, trei vârfuri, rezolvat, cădere puternică, nu prea mai puternică. Aici au apărut primele semnale. Aici s-a văzut faptul că oarecum vânzătorii din trecut, cei care au marcat poziții și cei neutri, s-au cam răzgândit. Nu mai sunt așa convinși. Aici evident că sunt mai degrabă smart money, nu? Și nu publicul. Publicul merge înainte. Da. E ca în figura aceea cu oile. Știți cum este când dai oi pe un tot câmpul și la un moment dat pui o portiță, da? Și toate oile vin și se înghiuiește să intre pe portița aceea. Deci tot câmpul e liber. Cam așa și cu publicul. Și vedem aici ce s-a întâmplat cu aceste corecții de care deveneau din ce în ce mai mari și mai mari. Și atunci când avem succesiune de corecții mai mari, este ceea ce eu numesc acea contrabalansare a timpului și a prețului, care nu e normală. Dacă ai trend descendent, ai interes la vânzare, teoretic. Dacă ai interes la vânzare, ar trebui să se observe acest
Vânzătorii nu așteaptă. Profită de prețul cu discount. Ceea ce, în momentul în care observăm o succesiune sau corecție mai mare, înseamnă că ceva nu mai este în regulă. Și acesta poate fi considerat un semnal puternic pentru a identifica o schimbare de trend. Nu vă axați doar pe linie, doar pe geometrie. Mai degrabă pe o logică. Eu aici încerc să interpretez sau orice indicator, orice element tehnic, orice unealtă, încerc să înțeleg logica lui, dar de ce e așa? La fel cum ați văzut, sunt foarte mulți fundamentaliști, să spun așa, care critici la adresa analizei tehnice și spun am trei valori ca așa, Lut Elliot a visat el într-o noapte. Trebuie să încerci să înțelegi de ce sunt trei valori, că ai trei faze psihologice. Așa cu orice unealtă și cu orice element de analiză tehnică. Nu luăm ca atare pentru că X a zis sau Y a zis. Trebuie să vedem în spatele lui o logică, un comportament al colectivității. Și așa și cu această contrabalansare, cu aceste corecții din ce în ce mai mari, care în momentul în care ai această contrabalansare și în special și a prețului și a timpului în același timp, se repetă timp, dar sunt cu referințe diferite, ne indică nouă, cum este acest caz, un minim mai degrabă ascendent. Nu? La fel cum ai un trend ascendent, ai o corecție, da? Vezi că ai corecții din ce în ce la mai mici și apoi ai o corecție mai mare. Gândiți-vă la un, nu știu, rising wedge sau ceva de genul acesta. De ce e rising wedge? Dai breakout-ul și apoi, nu, care e logica? E logica, ai un trend ascendent, ai corecții mai mici, un trend care începe să se chinuie, nu că asta e rising wedge, trendul se chinuie, nu mai are forță, nu mai vine capitalul, ai un maxim, el este vândut. Din inerție se mai duce în sus. Dacă îți vine o corecție mai mare, după corecțiile acelea din ce în ce mai mici, ce ne indică nou? Da. Faptul că se schimbă balanța dintre cumpărători și vânzători și e mai probabil să avem apoi un maxim descendent. Ceea ce reprezintă pentru noi cel mai important semnal. Că dacă e o schimbare de timp, ce ne interesează? Ne interesează maximul descendent. Nu ne interesează altceva. Breakdown sau ceva de genul acesta. Nici de cum. Nu ne interesează maximul descendent. Pe acela îl vindem. Dar ca să-l vindem, trebuie să avem o probabilitate mai mare ca el să fie descendent sau ascendent în cazul nostru de față. Și ca să ai această probabilitate, trebuie să-i fie indicată de ceva din trecut și nu neapărat de faptul că a străpuns o linie. Ce înseamnă o linie? 100 de trader, 100 de linii diferite. Nu e suficient. Pattern-ul. Da, să ne uităm noi la pattern, la structură, la timp, la preț și la volum. Ca să încercăm să înțelegem cum gândește piața. Să gândim cu mintea pieței, cum spunea regretatul Mark Douglas. Cam asta e ideea. Așa că avem ceva semnale și s-ar putea să fie confirmate în mâine. Care ce credeți că va influența piața valutară în viitor apropiat? Volatilitatea aceasta care probabil doar că vedeți că nu e neapărat în teorie, da? Declinul pe care îl vedem acum pe indicii bursieri ar trebui să rezulte într-un apreciere a dolarului ca valută de refugiu. Și acesta e tot un semnal negativ. Nu ar trebui să se aprecieze dolarul, ar trebui. Înseamnă că, nu, pentru că să ne gândim, nu? Ies bani din
Dar se lichidează poziții, ai panică. În mod normal, te îndrepți către cea mai lichidă piață, spre cea mai lichidă, da, piață de obligațiuni americane, spre cea mai lichidă valută, dolarul. Totuși, investitorii preferă să spun așa, o diversificare, preferă oarecum euro sau eu spun că ar prefera aurul. De aceea ar fi un moment prielnic pentru aur să se aprecieze. De ce? Că dacă avem panică, ai panică, ai dolarul sus, adică cel ostare îți vin stocurile, pentru că le consider riscante și rămâi în dolar, care e pe la maxim și el. Să mă rog, în zona maximelor, ultimilor ani sau 10 de ani, nu prea ar fi o logică prea bună. În teorie, da, este logică, dar teoria ca teoria, cum spunea cineva mai devreme, dar sunt acele circumstanțe. Dacă am fi avut dolarul la minim, dacă s-ar fi construit pe baza împrumuturilor în dolari acest trend, atunci da, am fi putut spune imediat că investitorii se vor refugia în dolari și nu în aur. La fel cum s-a întâmplat în 2011, dacă vă aduceți aminte. Când am avut valul acela de panică și mă spuneau gata, mă, normal, se duc în aur investitorii. Nu s-au dus în aur, că aurul e la maxim, adică normal că panicat, dar tu mai gândești ce să cumperi, nu? Chiar dacă ești, să spun așa, panicat și cauți un activ mai stabil, mai lichid, care să te protejeze mai bine, și acolo le iei și le începi să le analizezi. Am pe ăsta, pe care ce fac cu ei? Ce fac cu banii? Nu, că la saltea nu stau cu ei. Ce cred eu că s-ar întâmpla mâine pe euro-dolar? Cred că va încerca să străpungă maximul de al altăieri. Da, ar fi trebuit, iată aici. Aici ar trebui să găsească o continuare. Declin 3 zile. Și declin normal. Reversal puternic. Declin. Aici am un outside day. Corecție. A pierdut o parte din avansul câștigat. În mod normal, continuare descendentă. Pierde acest, da? Tentativă de scădere eșuată, care pare mai degrabă o testare a minimului. O astfel de evoluție indică o tentativă, cel puțin o tentativă de creștere. Dacă lumânarea de astăzi se închide undeva pe maxim, asta ne indică o tentativă de breakout. Mai probabil să avem mâine. Normal că dacă lumânarea de astăzi se închide negativă, nu e un indiciu puternic. Dacă ea se închide undeva spre maxime, mai sus puțin, sau chiar și în această zonă, sau câțiva pic mai jos, nu contează. Ne indică cel puțin o tentativă de a depăși acest maxim, care este la 1,30. Fapt pe care l-aș considera bun și pe termen scurt, adică probabil va găsi apoi și continuare spre, să spunem așa, zona de rezistență acolo la confluența acestor praguri, la rezistența range-ului 1.14. Acum arată acum, cred că va fi tentat să mai testeze odată 1.14. Tocmai din comportamentul de ieri, de astăzi. Să le luăm pe rând. Dacă de ce Soros și investește în aur? Păi asta spuneam și eu, că aurul e mai atractiv. Soros investește întotdeauna sau na, investim în ceva subevaluat, nu investim în ceva supraevaluat. Asta e și ideea, să căutăm acele active subevaluate. Acelea să le cumpărăm. Să cumpărăm când piața nu dă importanță acelei piețe, acelui activ, să zic așa.
maximele corectează în trend descendent. Da, cam asta. Când, mă, normal, corecțiile într-un trend ascendent sunt din ce în ce mai mici până când trendul se finalizează. Asta e teoria. Acum trebuie să vedem și ce fel de corecții, pentru că avem corecții minore, corecții intermediare, să vedem și structura, pentru că ne putem referi la corecțiile minore, care pot fi corecțiile minore, poate. Și atunci, nu. Pur și simplu se schimbă trendul intermediar, nu se schimbă și trendul primar. Dacă s-ar aprecia și materiile prime, bănuiesc. Adică asta și spuneam, cred că nu se va mai respecta această corelație. Dacă mi-aduc aminte, s-a mai întâmplat cumva de foarte mult timp. Dar nu s-ar mai respecta, toate că teoria spune acest lucru. Adică să avem o cădere. Cel puțin în prima fază. Dacă e vorba de o criză de lichiditate, atunci, când e vorba cu criza de lichiditate, nu te mai pui. De aceea se spune că până la urmă, activul suprem de refugiu este dolarul. De fapt, și nu este aurul. Pentru că poți să ai aur, dar să n-ai cum să-l vinzi, adică să fie o criză de lichiditate. Când este criză de lichiditate, vrei dolari, ai nevoie de bani. Cu aur, nu știu, da, nu dă nimeni mâncare pe aur sau la propriu spus, dar la figura spus, de fapt. Deci cam acesta ar fi regula. Dacă avem o depreciere, e ok. Dacă avem o criză severă de lichiditate, atunci ar putea să se facă resimțit atul dolarului. Dar ar mai fi până acolo. Spun că în cazul unei corecții, cum avem și acum, investitorii s-ar orienta mai degrabă la o diversificare în alte valute și am putea avea aceea situație în care să vedem indicii în jos și să vedem totodată și dolarul în jos și valutele contraparte să se aprecieze. Cum să vedem care? Euro, AUD, cum spuneți, dar AUD ar fi tentant, cadul. Un head and shoulders? Care e head and shoulders-ul? Acesta așa strâmb. Nu știu, nu prea cred în head and shoulders. Ce înseamnă un head and shoulders? Asta așa? Anemic așa? Puțin probabil, păi e tot trendul. Nu? Head and shoulders-ul clasic, de fapt, nu-l considerați din punct de vedere geometric. Ce se întâmplă cu head and shoulders? Avem acea cădere, da, mai amplă. Nu? De fapt, asta spune, da. Pur și simplu, acea corecție care duce la formarea capului, vedeți, este mai mare decât corecția care duce la formarea umărului stâng. Nu? Și când se întâmplă asta, ce ne indică? Un posibil maxim descendent, ceea ce spuneam mai devreme, nu? Fie că rupe sau fie că nu rupe o linie de trend importantă. Se poate să o facă sau se poate să nu o facă. Cam asta eu nu prea îl văd, mă rog. Se poate pur și simplu să se respecte ca și e o linie până la urmă, dar nu îl văd pe acesta ca un head and shoulders, dacă la acesta vă referiți. Ceva de genul acesta. Nu știu. Eu văd un tentativ aici, o tentativă de creștere. Acum să vedem. E important cum se închide ziua de astăzi. Deci se închide ziua de astăzi bine, mai ales spre 11. Șansa ca mâine să atenteze la maximul de alaltă este foarte mare. Dacă va reuși, va continua spre 1.14, va testa acolo, va pune presiune pe acel vârf pentru a nu știu câta oară.
cu posibilități, spun eu, de chiar de continuare. Într-adevăr, putem spune că e un triunghi descendent, dar nu e relevant din punctul meu de vedere. Ar fi relevant triunghiul descendent dacă ar fi fost, nu știu, pe jos pe ei. Adică dacă ar fi arătat presiunea la vânzare, da, ceva de genul acesta. De arată aici mai degrabă o incapacitate de a continua mișcarea descendentă. Urmează o bază, mai ales că este mai sus, este pe o linie de suport la un minim și prețul indică această presiune la vânzare. Nu prea o văd, mai ales dacă, așa cum am spus, atinge un nou maxim, pentru că am avea 3 zile descendente și una, două, trei, patru, apoi să atinge un maxim după 5 zile. Cei drept n-ar recupera tot declinul, dar dacă se aduce undeva prin această zonă, mi-ar arăta o slăbiciune. Dar să nu vorbim înainte, să vedem ce se întâmplă. Am spus, sunt cu ochii pe el și sunt cu ochii mai degrabă pe un eventual potențial bullish decât pe un potențial bearish. Poate va fi o continuare descendentă, dar iată că odată că ezită, doi că pare că are potențial destul de limitat, ar putea fi minimul 1,09, dar nu arată prea bine. Și atunci m-aș orienta mai degrabă pe eventuale semnale care să îmi indice o continuare spre 1,22. Aș căuta minim ascendent. Avem succesiune, după cum o vedem pe weekly. Da, minim ascendent, minim ascendent, testare, minim ascendent, din nou o consolidare aici. Cred că aceasta va fi decisivă la 1.14. Dar am mai avut umbră, spike testat. De ce nu a căzut? Da, pentru că stau să mă întreb dacă trendul acesta e încă descendent, dacă am acest spike, acest large reversal week. Ok, scade, după care 2 săptămâni evoluează împotriva acestui spike. În mod normal aici vine și se duce puternic în jos. Săptămâna aceasta pare că va fi un inside week posibil. Ar fi un scenariu pozitiv să vedem această săptămână închisă peste maximul săptămânii trecute. Ar fi un semnal bullish. Dar de asta spun. Aici prețul trebuia de asta spun de ultima șansă. Ai ultima șansă din toate punctele de vedere. Trend, preț, pattern, reversal, evoluție, da, împotriva acestui spike care ar trebui să ducă un declin cel face. Odată ai un breakout fals. Nu a putut să depășească, deci semnal negativ. După care prețul mai revine și mai testează încă o dată, deși am avut un large reversal aici. Bun, nici acum nu găsește continuare. Mai vine și mai testează încă o dată. Mi se pare cam mult, nu? Adică mi se pare că s-ar duce mai degrabă spre o continuare bullish în această situație, spre o evadare din acest trading range pozitivă spre 1,22. Sau, nu știu, poate așa, poate mi se pare mie. O să nu prea am audio-ul aici. Va începe aprecierea petrolului. Păi vă doriți să se scumpească benzina? VTI. Nu a început. Cum spuneam și data trecută. Încă nu. Uf, indicator, jos cu el.
Încă, nu am spus, nu, până nu văd un breakdown fals, nu mă poziționez, nu sunt tentat să mă poziționez long sau poate aici, în fine, e o zonă de suport, asta și asta de aici. Vreau să văd o testare definitivă. Atunci ar începe. Dacă se duce în jos, Trendline Properties. Ok, vreau să văd o tentativă de breakdown care să fie cumpărat. Atunci se va duce în sus, după părerea mea. Asta vreau să văd. Prețul apoi revine peste pragul 44,50. Până atunci, nu m-aș băga. V-am spus și data trecută. Deci cu 7 zile în urmă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, undeva pe aici. Sau. Tocmai din acest motiv. Pentru că dacă l-aș cumpăra acum, nu aș ști unde să-mi setez stopul. Nu ar fi relevant să-mi pun stopul sub 44. Pentru că de acolo, tocmai acea mișcare ar putea să declanșeze mișcarea ascendentă. Tocmai o tentativă de scădere, o testare a vânzătorilor acolo ar putea să ducă la creșterea prețului. Și în cele mai multe, nu spun neapărat acum, dar în cele mai multe situații de genul acesta, aș fi o victimă. Adică posibilitatea, da, ar putea să țină de câteva ori. Dar pe ansamblu, aș risca să fiu în foarte multe poziții negative. Și aș risca să fiu într-o situație în care n-aș ști ce să fac. Pentru că nu ar fi anormal să fie o tentativă de scădere. Ar fi, cum să spun, un trading așa, l-aș gândi eu, low level, m-a spus, poate să țină, poate se duce, explodează în sus. Nu știu care ar fi cauza sau ce s-ar întâmpla, dar în multe situații de acest gen, aș fi mult prea previzibil și aș fi predispus tocmai acestei testări a ofertei. Și de aceea, iată, se îndreaptă frumos. Să-l văd că încearcă, breakdown, eșuat. Și atunci, într-adevăr, aș fi mai interesat de el și atunci aș vedea o șansă mai mare care să părăsească această zonă de consolidare. Ar putea să mai stagneze. Are loc. Nu? Teoria spune că la ultima treime ar trebui să îl rezolve. Cum am spus, sunt și când este vorba de aceste pattern-uri și aș vrea să văd această mișcare. Așa că îl aștept, am răbdare cu el. Două triunghiuri. Care triunghiuri? Nu știu, pot fi triunghi între unghi. Dacă ne uităm pe un grafic mai mic, poate, dar dacă vă referiți la acesta, vă referiți la așa. Acesta vă referiți la posibilitatea să avem un trunchi, că nu înțeleg exact care trunchi, sau aveți vreunul mai mic prin grafic pe ora. Acesta nu poate fi un trunchi. Ce trunchi este acesta? 3 puncte nu înseamnă trunchi. Trunchi este format din 5 valuri, dar mereu 5 valuri. Primul este corectiv, val corectiv, de acolo începe. Este o consolidare. Trend, corecție, primul val, exact 5-3 în direcția 3 contrare și 2 în direcția trendului. Acesta nu-i trunchi. Acesta mic, da, se vede probabil pe un grafic de 4 ore, ceva de genul acesta.
Dar nu m-aș uita nici la el și nu l-aș interpreta din acest punct de vedere al triunghiului. Da? Am avut o tentativă de breakdown, a fost cumpărată. Poate fi o testare definitivă a vânzătorilor. Prețul recuperează suportul, consolidează pe suport. Da? Deocamdată nu pare pregătit să-și ia zborul, să spunem. Nu știu dacă și-l va lua sau nu, dar ca să deschid o poziție, vreau să văd o tentativă aici și atunci dacă ea este reversată, am și triggerul, știu și unde să-mi plasez stop loss-ul, pentru că dacă prețul revine, ar fi logic să mai stau în acea poziție, adică breakdown, lasă un minim, revine, n-ar mai avea ce să caute, să testeze acel minim. Sau să treacă sub el, mai exact. Ar trebui să găsească continuare ascendentă. Cât de cât, că vine apoi o corecție de 2-3 zile, vine, dar nu vine după prima zi. Ai un mic rally și pe aceea putem avea o testare, dar ar fi un minim ascendent, o corecție slabă. Nu uităm la ea care are o corecție slabă și posibilitate de acumulare în direcția trendului. Dar aș vrea să văd această evoluție acum, înainte de a apăsa pe buton. Nu, de altfel cine știe, poate las o lumânare mare ca să facem o limbă. Cam atât pentru astăzi, că vin colegii din Polonia peste noi sau din Cehia. De săptămâna viitoare, cum am spus, un program special și din punct de vedere tehnic și fundamental, o serie de 8 cu 8, 16 webinarii dedicate anumitor subiecte de maxim interes. Radu se va ocupa de partea aceasta, inclusiv de bonduri. Da, vor fi bonduri introduse în curând pe 10 ani americane și germane. Iată alte noi instrumente care să vă ajute și pentru diversificare și fel și fel de strategii. Cred că sunt deja disponibile pe conturile live. Dacă aveți cont live, țineți platforma, o redeschideți, show all, și ar trebui să vedeți și aceste bonduri US Treasuries pe 10 ani. Oricum vor urma webinarii care vor dezbate și aceste noțiuni, ce sunt bondurile, cum ne pot ajuta, cum le interpretăm, bonduri versus stocuri, versus valute, versus metale și așa mai departe. Dar asta va fi mai mult treaba lui Radu, cum am spus, eu mă voi ocupa mai mult de a continua această analiză, de a simplifica într-un fel foarte complicată metodologie GAN, pentru că, după cum știm, nu a lăsat nimic efectiv și tocmai de aceea și credem în aceste metode și în aceste interpretări mai degrabă. Omul nu și le-a vândut, nu? Sub nicio formă, cu niciun preț. Și asta spune multe într-o lume în care fiecare încearcă să vândă orice. Până data viitoare, mult succes. Aveți grijă la volatilitate și după cum o să vedem în campania care se apropie cu pași repezi, vă doresc să tranzacționați responsabil. Cam acesta va fi mesajul care se va auzi la Admiral Markets în următoarele 2 luni și sperăm că în toată piața, sperăm că toți traderii îl vor transmite mai departe și chiar se va și întâmpla acest lucru, pentru că chiar este nevoie de mai multă responsabilitate. La revedere, la revedere, dacă sunt și pe demo, și mai bine. Nu sunteți mai informați dumneavoastră decât mine. Le puteți testa, dar
cu puțină teorie în spate, nu vă aruncați așa fără să înțelegeți în futures, aveți puțină grijă. Seară plăcută și dumneavoastră și multă baftă!